putem, da, în cadrul acestei platforme, să alegem segmentele care sunt, să zicem, susținute de sisteme care se bazează pe energie electrică. Iar o mică paranteză, electromobilitate nu înseamnă numai autoturisme electrice. Electromobilitate înseamnă și trotinete electrice. Electromobilitate înseamnă și sistemul de tramvaie și sistemul de trolebuze. De ce fac paranteza asta? Fiindcă în final trebuie să gândim tot sistemul integrat cu toate componentele. S-ar putea o călătorie, da, bazată pe soluții de electromobilitate să aibă ca soluții pentru segmentele last mile, da, trotinete electrice, iar în mijloc, da, pentru segmentul cel mai lung să am transportul cu un vehicul electric.